Salutare, Dragoș de la Olight România, baton 4. Conținutul pachetului, lanternuța vine în cutia asta de carton, am făcut deja unboxing-ul. O lanternă miștoră. Vă spun câteva cuvinte despre ea. 1300 de lumeni, turbo high 600, medium 60, low 12, moonlight 05. Are 6 cm, 6,3 cm lungime, 2 cm diametru, o greutate de 52 de grame, un acumulator de 650 de miliamperi RCR din acela. Asta e o lanternă absolut fabuloasă. Ăsta este un săculeț de transport, frumos brodat, e binevenit, nu țin niciodată eu lanterna în el, dar țin cu totul altceva, foarte mișto. Un cablu de reîncărcare magnetic, se lipește magnetic, așa, pac, de asta, mufa asta USB, se introduce în orice sursă de alimentare, USB, panou solar, mufa de la laptop, de la mașină, oriunde, nu contează. Și lanterna se încarcă, avem aici un LED verde cât când e gata încărcarea, roșu cât se încarcă. Ok. Păi lanternuța asta are o istorie foarte mișto. E prima lanternă și asta care pur și simplu te uimește atunci când o aprinzi, nu când pui mâna pe ea. Da? Adică o vezi mică, așa, ce mizerie aia. E, în momentul când o aprinzi, puterea dezvoltată de mizeria asta e ceva fabulos. Adică e o discrepanță atât de mare încât îți zici un wow. Știi? Adică dacă îi dai unuia, că mai plec cu lanternele după mine, da? Și oameni care nu am nicio treabă cu lanternele, oameni obișnuiți, nu știu, uite. Da, și dai o lanternă de aia mare, un X9R cu 25.000 de lumeni, deci niciodată nu se exclamă la asta mic. Adică la aia mare te aștepți să fie puternică, că e atipică, e mare, în fin. Da? E, asta nu te aștepți să fie atât de puternic, asta îmi place la ea. Și s-a păstrat aceeași senzație de wow, de la primul S1, parcă îi spunea, când a apărut, s-au vândut foarte multe, foarte multe bucăți și după aia au început ei să refacă reîncărcabile, S1R și așa mai departe. Da? La un moment dat au început baton 2, 3, 4, în fine. E, 4 ăsta e primul care are un upgrade, pe bune. Și alte aveau, dar cam tot aia era. E, acum în sfârșit au schimbat puțin aici și îmi place maxim. Cum să vă arăt eu. L-au pus în stânga și în dreapta butonului, au pus aceste LED-uri da, nu prea se vede că e foarte, foarte multă lumină aici. Aha, uite da? În dreapta mi-arată nivelul bateriei, în stânga mi-arată nivelul puterea practic, da? 1, 2, 3 Am impresia, sper să nu greșesc. Stați-mă să mai mă uit odată. Da, cred că așa este. Au început pe la Seeker 4 să facă nebunii o chestie mișto. Da, așa e. Asta e metal. Ca să nu mai vă probleme cu LED-ul, cu display-ul astea, că trebuia să pui un LED, na, normal, acoperit de un material plastic și ăla nu rezista nici la temperatură, era mai așa. Aici e o bucată de metal, na, aici unde vă arăt eu.
uite aici, în jurul LED-ului, da? Cu niște microper, au folosit laserul să dea niște găurele așa mici, 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 da? Cât să se vadă lumina, dar practic e metal, da? Aici, da, unde sunt LED-urile astea 3, din cauza asta se vede un pic mai greu, nu sunt atât de puternice, că practic e un LED care se vede printr-un metal. E o chestie foarte mișto, nu intră apa și este și extrem de rezistent, așa au reușit ei să rezolve problema, da? Că dacă puneai cum era înainte, ia uite că am eu aici una asta, da? Asta, da? Pui LED-ul ăsta în mijloc aici, în mijlocul butonului, dar ăsta e din cauciuc, că altfel nu poți, că trebuie să te vadă LED-ul ăla prin ceva, cauciuc, plastic, și așa mai departe. E, cât sunt ele de rezistente, astea de la Olight, lanternele, că sunt foarte, foarte rezistente, e, butoanele întotdeauna au fost sensibile, că n-ai ce să le faci, ori e cauciuc, ori e, sau ăla care e metal nu avea display și așa mai departe, și era pe stânga și pe dreapta aveau niște bucăți lipite și din nou alea erau sensibile. Adică am aruncat multe lanterne, voi nu faceți asta, eu le-am aruncat pentru filmări, că le căutați, cred că le-și mai găsit, în foc, în jar, ne aveau lanternele absolut nimic, dar se stricau butoanele, se topeau, că erau din cauciuc, n-ai ce să-i faci, na, aia e. În fin, au rezolvat problema cu încărcarea metalică, cu încărcarea magnetică, da? Adică nu mai stai să mai desfaci, totul e sigilat, bulletproof, waterproof, cum vreți să spuneți, deci un bloc continuu, nu intra apă pe nicăieri. Nu mai are acum niciun punct sensibil cu tipul ăsta, deci totul este din metal. Da, mai puțin, acum lentila, dar lentila e lentilă, care nu cred că o să aibă vreodată ce o să-i facă. Deci cam asta este Olight și face Olight. Imaginați-vă încă o dată, pe mine m-a impresionat, ce tehnologie, ce cât s-au chinuit să găsească chestia asta cu să vezi un LED printr-o placă de metal, da? Dar fără să modifici calitățile lanternei, de, adică ea încă este waterproof, încă este rezistentă la, adică la IPX8, da? Adică imersabilă 2 ore, parcă la 2 metri. Da, deci maxim cât se poate la un obiect care e non pentru scuba. Da? Urmăriți filmările de noapte, asta, interfața este clasică, apeși odată, se aprinde, pe aia ți-a apăsat 1, 2, 3 și rea 1, 2, 3, 1, 2, 3, da? Cele din mijloc, da? Dacă vrei pe maxim dublu click, ăsta este turbo, dacă vrei moonlight, cu ea stinsă, ți-a apăsat și se aprinde pe modul Moonlight. Da? Triplu click stroboscop. Așa. O autonomie decentă pentru mogâldeața asta. 650 de mAh, deci e foarte în regulă. 170 de metri distanță de iluminare. Primele două moduri oricum sunt alea turbo, e doar așa să te uiți că se încinge foarte tare și va coborâ, ține 1,5 minute, după aia 2,5 minute pe 600 și de fapt rămâne pe 300, în fine. Dar moduri ca să le folosești totuși decent, avem Moonlight, Low și Medium, vedeți că e diferență mare, adică Moonlight 0.5 avem 30 de zile în mod continuu, Low 12 lumeni cu 35 de ore. Deci mai mult de o zi, o zi jumate, beton, și mediu 60 de lumeni 8 ore. Eu zic că este mai mult decât decent la dimensiunile astea. Dați-vă cât e de mare. Da? De fapt, clasica lanternă Olight, o lanternă foarte cerută, foarte vândută, stă foarte bine pe orice suprafață de metal. Cam asta e tot despre ea. Urmăriți filmările de noapte. Cred că o să-i fac din nou și ăsta, că chiar dacă ea nu așa și să dau ăștia mari,
Adică pot să-i fac multe chestii la antena astea, ca și test de rezistență. N-am mai făcut de mult. Vă mulțumesc că urmăriți filmările de noapte și vă urez o zi absolut superbă.